Vezi, noi sunt așteptate cu sufletul la gură astăzi de locuitorii municipiului Ploiești în cazul apei de la rețeaua publică de alimentare. De aproape 3 zile, recomandarea este să nu o bea și să nu o folosească la gătit, după ce în sistem a apărut o avarie. Copiii din 16 școli și grădinițe din oraș au primit ieri apă îmbuteliată din partea companiei ce administrează rețeaua de distribuție. Până nu se va remedia problema, nu aveți voie să beți apă de la robinet, da? Numai îmbuteliată. Toată lumea are apă îmbuteliată la el, nu? Da. Bun. Iar cei care nu au venit de acasă cu sticla în ghiozdan au primit apă îmbuteliată. 16 școli și grădinițe din Ploiești au fost afectate de avaria apărută sâmbătă dimineață în rețea. Haideți, luați cu duparcă! Haideți, copii! Până la sosirea apei potabile am întrerupt furnizarea apei în școală, așa încât copiii să fie perfect asigurați că nu se întâmplă ceva rău. Locuitorii mai multor cartiere din Ploiești sunt sfătuiți în continuare să nu consume apă de la robinet. Interdicția e valabilă până astăzi, când Direcția de Sănătate Publică Prahova va primi rezultatul analizelor microbiologice. Pentru a evita orice fel de risc care poate apărea la nivelul populației, apa nu poate fi folosită pentru băut sau pentru mâncare sau pentru spălatul vaselor. Este în continuare recomandare pentru a cumpăra apă potabilă, apă îmbuteliată și în situații de extremă urgență, într-adevăr, apă fiartă, cel puțin 2 minute și apoi răcită și utilizată. Sperăm să fie bine și sperăm să nu avem consecințe. V-ați speriat? Păi normal că m-am speriat, că dimineața până am observat m-am spălat pe dinți și vă dați seama în ce panică am intrat. Autoritățile suspectează că avaria ar putea fi cauzată de lucrările ce au fost făcute în această zonă pentru schimbarea șinelor de tramvai. După 4 ani de zile se întâmplă un astfel de incident pe o conductă de 630 de mm în diametru, ceva este clar neregulă cu situația de acolo. Un scandal similar a declanșat anchete și în București, după ce în două sectoare la robinete a curs apă cu un puternic miros de clor.